Bun găsit! Ministerul de Externe a îndemnat autoritățile ruse să se abțină de la deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană pentru organizarea referendumului de modificare a Constituției Federației Ruse. Motivul ar fi imposibilitatea autorităților de la Chișinău de a asigura buna desfășurare a activităților în acest fel. În comunicat mai este menționat că țara noastră nu poate interzice, conform legii, unei misiuni diplomatice străine să deschide secții de vot și să organizeze scrutine pe teritoriul Moldovei. Rusia a deschis luni două birouri la Tiraspol, însă Ministerul de Externe a reacționat abia după ce a primit o solicitare în acest sens din partea jurnaliștilor. În trecut, diplomația de la Chișinău a criticat în termeni duri acțiuni similare ale Federației Ruse. Spre exemplu, în 2007, Ministerul de Externe atenționa că în cazul în care regiunea transnistreană vor fi deschise secții de votare ilegale, întreaga responsabilitate pentru consecințe va reveni celor care le-au organizat. Iar acest lucru va fi interpretat de autoritățile moldovenești ca un amestec în treburile interne ale Republicii Moldova. Atunci Rusia a chemat locuitorii din stânga Nistrului la urne în cadrul alegerilor parlamentare. Iar în 2012, Chișinăul a numit decizia Moscovei de a deschide secții de vot pentru scrutinul prezidențial în regiunea transnistreană drept o acțiune neprietenească ce trezește îngrijorare și nu corespunde bunelor relații stabilite între Republica Moldova și Federația Rusă.